Astăzi suntem adesea împovărați de greutățile vieții. În vremurile noastre, frământările sociale, provocările financiare și tensiunile familiale devin greu de purtat, poveri pe care aproape că nici nu mai știm cum să le descriem în cuvinte. Mulți dintre noi simțim că ne aflăm la capătul puterilor, fără o ieșire clară din situațiile dificile. Totuși, cuvântul lui Dumnezeu. Biblia, așa cum este numită în mod cotidian, ne oferă o soluție simplă, dar puternică. Citez: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. Am încheiat citatul cu trez din Psalmul 55. Înțelepciunea noastră veche ne învață să nu purtăm singuri greutățile vieții, ci să le predăm unei puteri mai mari care ne poate sprijini în fiecare pas, în fiecare zi, în fiecare clipă. Astăzi, în ceea ce te privește, încearcă și tu să te eliberezi de povara care te apasă. Fii un exemplu de ușurință și de încredere pentru cei din jurul tău, arătând că sprijinul poate veni atunci când decizi să-l te lași în mâna lui Dumnezeu și când vrei să lași în urma ta poverile care încercau să te frâneze în alergarea ta. Lasă pacea să îți umple inima și să-ți lumineze calea, iar restul va veni de la sine. Fiți binecuvântați!